Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă propun să discutăm despre energie termică în prima jumătate a emisiunii. Discutăm despre modalitățile în care asociațiile de proprietari, de locatari care doresc să întrerupă mai devreme furnizarea cu sau primirea energiei termice de la operator, condițiile în care pot face acest lucru, condițiile în care nu pot face acest lucru. Vom discuta și despre majorarea sau ajustarea prețului de producție a energiei termice la Iași, discutată ieri de către consilierii locali. Discutăm împreună cu Ana Maria Icătoiu, director comercial Veolia Energie Iași. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine ultima dată când ați fost, erați director comercial Dalkia. Da, așa este. Termo Iași. Haideți să începem cu acest lucru, pentru că în luna aprilie, fie că au început deja conflicte în asociațiile de proprietari, fie că urmează, e obișnuit acest lucru, în aprilie spuneam, când unii proprietari doresc energie termică, alții doresc să facă economii și nu vor să mai primească, considerând că este suficient de cald afară, legislația, hotărârile de Consiliu local spun pe de altă parte că acest lucru se face odată în, dacă în interval de 3 zile consecutive între 18 seara și 6 dimineața e o temperatură de medie de peste plus 10 grade Celsius. În schimb, locatarii se uită, de exemplu, că temperaturile sunt sub 10 grade noaptea, dar ziua sunt mai mari și atunci vor să facă economie eventual ziua. Care sunt condițiile? Cum putem face acest lucru? Cum pot face acest lucru cei care doresc? Este o situație care apare nu doar în luna aprilie, ci și în luna octombrie, în prima octombrie, și exact. Ultima lună. Numai că atunci e cu minus 10 grade. Exact. Și apare în special din cauza faptului că acele etichete de căldură, ajutoarele la plata încălzirii oferite de guvern prin Ministerul Muncii și de autoritățile locale, prin consiliile locale, nu se acordă decât între 1 noiembrie și 31 martie. Ar trebui să precizăm de la bun început un lucru. Furnizarea energiei termice la Iași se face în regim automat. Toate punctele termice și modulele termice pe care Veolia le exploatează la Iași funcționează automat, iar temperatura pe încălzire, furnizarea încălzirii se face în funcție de temperatura exterioară. În momentul în care afară sunt minus 15 grade, dăm o temperatură mai mare, când afară sunt 10 grade, dăm o temperatură mai mică. Mai mult decât atât, în momentul în care temperatura exterioară crește peste 14 grade, punctele și modulele termice se opresc automat, ele declanșând, începând să refurnizeze încălzire în momentul în care temperatura scade sub 14 grade. Deci dacă vorbim de economii și de funcționare eficientă, asta există deja. Este în concordanță cu temperatura exterioară, în așa fel încât locatarii în apartamente să aibă temperatura corectă. Așa cum spuneați, există un cadru legislativ valabil la nivel național de foarte mulți ani de zile, care ne impune tuturor operatorilor de termoficare din țară când să pornim și când să oprim încălzirea. Vorba de acele 3 zile consecutive cu temperatura mai mare când e vorba de pornirea de oprirea încălzirii în intervalul 6 seara, 6 dimineața. O hotărâre de guvern 94, dacă exact. Care a fost, bineînțeles, în fiecare municipiu unde există sistem centralizat de termoficare, consolidată cu hotărârea Consiliului Local, în ce există și la Iași. Atunci când locatarii dintr-un imobil acordat la sistemul centralizat doresc să nu mai beneficieze de încălzire dintr-un motiv sau altul, este foarte simplu. Toți locatarii acordați la sistemul centralizat de termoficare trebuie să semneze în acest sens, să-și dea acordul în scris. Chiar dacă jumătate plus unul din locatarii din bloc, pentru că am mai auzit această teorie de la unii reprezentanți de asociații, nu mai doresc furnizarea încălzirii dintr-un motiv sau altul, nu este suficient. Legislația spune foarte clar, în momentul în care toți locatarii racordați la sistemul centralizat își exprimă acordul în mod oficial în scris, în ceea ce privește întreruperea furnizării încălzirii, operatorul dă curs acestei solicitări. Nu este suficient ca asociația să trimită o adresă scanată sau să depună la noi la birou relații clienți, semnată, ștampilată, semnată de o singură persoană, orice funcție era pe persoana respectivă în cadrul asociației, poate fi președinte, poate fi membru în comitetul executiv și așa mai departe, nu este suficientă o hotărâre sau o solicitare făcută de comitetul executiv, pentru că atunci când vorbim de lege, nu există tocmeală. Legea se respectă așa cum este. Dar ce spune legea? Legea spune consumator, legea spune utilizator? Legea spune consumator, legea spune consumator, utilizatorul este asociația de proprietari în totalitatea acesteia. Consumatorii, în schimb, sunt locatarii apartamentului,
clientele care beneficiază de energie termică. Dacă există cazuri, cum din păcate ne-au fost aduse la cunoștință în ultimele câteva zile, din partea clienților noștri care sunt la curent cu acțiunile pe care le-am făcut, nu numai acum, ci și în sezoanele de încălzire anterioare, care în momentul de față nu beneficiază de încălzire, trebuie să știe că nu Veolia a întrerupt furnizarea încălzirii, ci o persoană din bloc, fiecare sau nu calitate în asociație, pentru că poate fi vorba de un simplu vecin care are cheia de la subsol, coboară acolo și manevrează vanele, atâta tot, fără să-i fi consultat, să-i fi întrebat pe locatarii respectivi. Adică dumneavoastră ne spuneți că în fond, chiar dacă aveți încheiat un contract doar cu asociația de proprietari, ca persoană juridică, în momentul în care există o plângere, o sesizare, o atenționare din partea unui singur locatar, intervine cine? Dumneavoastră? Primăria? Noi facem o sesizare către serviciul Asociației de Proprietari din cadrul primăriei. Bine, în mod normal, prima notificare pe care o facem... prima notificare pe care o facem este către Asociația de Proprietari. Pentru că noastră spuneați foarte bine, Veolia are un contract încheiat cu Asociația de Proprietari, ea este utilizatorul, dar Asociația de Proprietari este formată din totalitatea membrilor săi. Nu președintele Asociației, care este reprezentantul legal, decide în astfel de cazuri, ci toți locatarii care sunt acordați la sistemul centralizat. Cum am făcut de fiecare dată, este contactat reprezentantul legal al asociației, președintele, dacă nu, comitetul executiv sau celelalte persoane care au un rol în cadrul asociației și se încearcă o soluție amiabilă. Le explicăm foarte clar care este cadrul legal, ce trebuie aplicat în astfel de situații. Le solicităm să ne pună la dispoziție documentele scrise pe care le au în acest sens. De fiecare dată aceste documente nu există, dar sigur, ni se spune că am vorbit cu vecinii și vecinii nu mai doresc. În schimb, noi primim ori la... documente scrise, ce înseamnă? Înseamnă cu un tabel cu fiecare locatar care este racordat. Sigur și acel locatar să semneze. Sigur și sus, da. Mă rog, sau undeva să Sigur fie că da. Trecut exact ce anume semnează. Sigur că da. Nu cum am primit chiar săptămâna trecută, o primă pagină unde se spune că locatarii din blocul X nu mai doresc furnizarea încălzirii începând cu date de 1 aprilie, iar tabelul cu semnături este pe o altă pagină. Adică oamenii poate au semnat pentru faptul că doresc să li se anvelopeze pe exterior blocul. Nu așa. Este clar o tentativă de a ne păcăli pe noi, de a păcăli reprezentanții municipalității, dar în fond de a-i priva pe vecinilor de un serviciu public de utilitate la care au dreptul prin lege. Din păcate, în multe din cazuri nu reușim să ajungem la o soluție amiabilă cu reprezentanții asociației, tocmai din cauza faptului că s-au obișnuit de foarte mulți ani de zile să ia decizii în numele locatarilor fără să-i consulte. Este o cutumă care până la urmă s-a generalizat în blocurile respective și suntem nevoiți să facem o notificare, să solicităm intervenția reprezentanților primăriei. Din păcate, au existat și cazuri unde a fost nevoie ca primăria să solicite intervenția poliției locale pentru a stopa aceste abuzuri. Noi chiar zilele acestea, chiar mâine dimineață avem două intervenții la două blocuri din Iași și locatarii ne-au sunat la centrul de apel non-stop. Chiar adică în aceeași problemă, unii locatari doresc energie termică, ceilalți închid... 2-3 locatari nu doresc, ceilalți 40 doresc. În schimb, acei 2-3 locatari s-au obișnuit să decidă în numele tuturor pur și simplu pentru faptul că au cheia de la subsol. O să vă dau un alt exemplu. Să zicem că săptămâna viitoare vă luați concediu o săptămână și plecați cu familia din localitate. Dacă urmărim același principiu, aceeași logică pe care aceste persoane ce întrerup abuziv furnizarea încălzirii îl urmăresc, ar însemna că dumneavoastră puteți foarte simplu să întrerupeți iluminatul pe scara blocului, că nu aveți nevoie de el, plecați din localitate. Sau să întrerupeți liftul, pentru că nefiind în bloc, neavând nevoie de lift, pur și simplu îl întrerupeți. Sau notificați salubrii să nu mai vină să ridice deșeurile. Vi s-ar aduce ca un contraargument faptul că liftul sau energia electrică pe casa scării sunt strict cheltuieli comune. La energie termică, aceste persoane care sunt deconectate. Nu sunt doar strict. Sunt și cheltuieli comune, sunt și cheltuieli sigur, individual. Știți, până la urmă, în momentul în care locuim într-un condominiu, ne asumăm tot ce înseamnă traiul la condominiu. Ne asumăm faptul că avem și drepturi, dar și obligația de a respecta drepturile vecinilor noștri. În momentul în care locuim la casă, pe pământ, putem să pornim sau să oprim încălzirea oricând dorim. Este foarte simplu pentru locatarii care nu mai doresc furnizarea încălzirii și au robinet termostatat. Își închid robinetul și nu mai beneficiază de acest serviciu dacă ei nu mai simt nevoia de a beneficia de acest serviciu. Însă nu trebuie să existe o diferență între furnizarea încălzirii și celelalte utilități de care beneficiază locatarii într-un bloc. Există... Un abuz este un abuz, iar o încălcare a legii până la urmă asta reprezintă. Există în același timp multe dispute în interiorul asociațiilor de proprietari, între unii proprietari care doresc, ceilalți care nu doresc, și atunci se creează astfel de disensiuni.
care e, sau există vreo rețetă din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că sunteți un furnizor de servicii care inevitabil lucrează cu astfel de clienți, unii mai problematici, alții mai puțin problematici. Există vreo rețetă de a se negocia astfel de lucruri sau legea este așa cum o vedeți dumneavoastră de strictețe și trebuie respectată oricum? Pentru că alții se supără și vor apoi, nu știu, debranșare sau... Știți cum e? Există legi în România pe care noi, fiecare dintre noi, am dorit să le respectăm doar în părțile esențiale care ne convin nouă. Pentru că asta este. Uite, poate locuim la bloc și plata impozitelor nu ni se pare chiar oportună și nu dorim să plătim impozitul. În rest, respectăm legile, dar părticica aia cu plata impozitului anual pur și simplu nu dorim să o respectăm pentru că nu ne aranjează la momentul respectiv. Legea se respectă. Sunt elemente din legislația actuală care nu ne avantajează pe noi, operatorii de termoficare, în sensul că nu ne permit să facem tot ce am dorit să facem, în așa fel încât să eficientizăm serviciul. Tocmai de aceea există tot felul de grupuri, de inițiativă, în care propun ori modificări legislative, ori noi legi. Fiecare dintre noi, ca cetățeni, avem dreptul atunci când o parte dintr-o lege nu ne convine sau pur și simplu nu o considerăm oportună sau nu o mai considerăm adaptată la realitatea zilei de astăzi, să ne exprimăm dreptul de cetățean prin mijloacele pe care le avem la dispoziție. În schimb, într-o asociație de proprietari, într-un condominiu, până la urmă este la fel ca traiul într-un apartament, într-o familie. Poate că eu, în dormitor, vreau să am 24 de grade și altă persoană din familia mea vrea 18 grade. Totul oricum prin dialog se rezolvă. Și aici venim la eterna poveste a adunărilor generale, care în foarte multe asociații n-au mai avut loc de vreo 10 ani de zile. Dialogul este inevitabil în asociație. Așa trebuie să fie și într-un condominiu. Din păcate, este poate ușor că evitabil. Stilul de viață pe care îl avem noi, cu toții, în ultimii ani, nu ne mai permite sau ne-a făcut un pic să ne îndepărtăm de vecini, să doar să ne salutăm poate la intrarea în bloc și atâta tot, să nu ne mai implicăm în niciun fel în viața condominiului unde locuim și asta este un lucru extraordinar de rău. Sunt asociații care însumează 200-300 de apartamente și unde doar 5-6 locatari merg la adunările generale. Din păcate este o pasivitate care, așa cum vedem în aceste cazuri, nu duce decât la lucruri rele. Sunt cazuri, cu siguranță le știți și dumneavoastră, sunt cazuri de oameni care doresc să se debranșeze, merg la asociație, merg la dumneavoastră, primesc un set de documente care trebuie făcute, lucrări care trebuie făcute și interpretează acest lucru ca o barieră. Nu avem voie, ni s-a spus clar de la Dalkia, Veolia de acum încolo, nu avem voie să facem acest lucru, ni se interzice. Și ajung astfel de plângeri, cu siguranță fiecare instituție media din Iași are așa ceva, avem și noi oameni care au venit să ne spună acest lucru. Este o confuzie care, din păcate, se face de câțiva ani încoace. Niciun operator de termoficare din România nu impune el regulile legate de deconectare. Există un cadru legislativ valabil la nivel național. Nu Veolia la Iași a făcut regulile în ceea ce privește deconectările de la sistemul centralizat. Nu Veolia la Ploiești le-a făcut sau nu Radet la București, nu Radet la Constanța. La fel cum spuneam mai devreme, există niște legi, pentru că în momentul în care avem un apartament într-un condominiu, orice modificare la instalații sau la, mă rog, structura apartamentului pe care o facem, are un impact la un anumit nivel sau altul asupra vecinilor noștri. Acest cadru legislativ despre care vorbim, tocmai asta încearcă să țină sub control. Nu putem începe să facem modificări la instalații de utilități sau de un alt tip, fără să luăm în considerare efectele pozitive sau negative pe care aceste modificări le pot avea asupra vecinilor. Este mai complicat pentru oameni să se uită în lege și mai ușor să se uită la vecinul care are centrală, la faptul că în anul 2001, bună oară, au fost, cred că, 10.000 de debranșări de la Radet la acea perioadă, în municipiul Iași. Și atunci îi spun, de ce alții au putut să facă acest lucru și noi nu mai putem? Mă îndoiesc că există cineva în Iași care vine la noi și ne solicită să încălcăm legea, doar pentru că în trecut altcineva a încălcat-o la rândul său. Ar însemna că trăim într-o Românie haotică și nu este cazul. Sugeram că oamenii nu se uită prima dată în lege, se uită să vadă ce se întâmplă în jur. Și atunci observă aceste lucruri. Oricine poate veni la noi și explicăm pas cu pas ce presupune deconectare. De fapt,
Nici măcar asta. Încercăm să înțelegem de ce se deconectează. Și motivele sunt foarte simple. Le-am aflat de la bun început, înainte să venim la Iași, cu ocazia sondajului de opinie pe care l-am făcut în vara anului 2013 și le tot discutăm la audiențele pe care le-am avut în toate cartierele Iașiului în toamna anului trecut sau în dialogul pe care l-avem cu locatarii. Este trist să vă spun că principalul motiv pentru care oamenii s-au deconectat acum 4-5 ani de zile în Iași este faptul că în foarte multe cazuri asociațiile de proprietari au repartizat incorrect costurile cu încălzirea. Știm foarte bine, ne aducem aminte de cazurile locatarilor care plăteau 8-9 milioane de lei vechi pe lună căldură, în loc să plătească 200 sau 250 de lei. Foarte mult. Acțiunea pe care am făcut-o cu sprijinul puternic al Autorității de Reglementare, al NRSC și al primăriei în iarna 2013-2014 a dus la soluționarea peste 1000 de cazuri. Avem 1000 de familii care în vara anului trecut și-au primit înapoi sume care au ajuns până la 15 milioane de lei vechi, pentru că pe întreg sezonul de încălzire, începând cu octombrie 2013 până în aprilie 2014, ei au fost încărcați abuziv la plata încălzirii de către asociații direct pe lista de întreținere. Sunt, în schimb, alte asociații de proprietari care constituie un model. Am înțeles de la bun început cum trebuie repartizate corect aceste costuri cu căldura și întotdeauna, în momentul în care au avut semne de întrebare, de exemplu, au venit să ne întrebe, facem bine sau nu facem bine? Hai să verificăm împreună factura pe care o emiteți voi către asociație și modul în care facem noi calculul. Sunt asociații de proprietari care pot da lecții oricui, inclusiv multor asociații din orașe unde se pare sau se spune că nu există astfel de cazuri. Astfel de cazuri există peste tot. Important este să aflăm de ele și mai departe să ne facem și noi treaba în așa fel încât toată lumea dintr-un bloc să plătească exact cât trebuie. Deci într-o asociație, ca să reiau cu ce am început, într-o asociație de proprietari, într-un bloc, dacă locatarii toți care sunt racordați la sistemul centralizat, doar dacă toți semnează cunoștință de cauză o solicitare, doar atunci, acum, ne referim la vremea, acum e în aceste zile, doar atunci se poate întrerupe la cerere furnizarea exact. Energiei termice și nu doar o cerere venită din partea reprezentanților asociației, președinte exact. Sau... Exact. Toți cei racordați la sistemul centralizat trebuie să fie de acord cu acest lucru și în momentul acela noi luăm măsurile necesare. Orice altă solicitare venită sub orice altă formă care nu are în spate semnăturile locatarilor racordați nu poate fi legal vorbind luată în considerare. Altfel, furnizarea energiei se va întrerupe după condiția din hotărârea de guvern, adică 3 nopți, practic, consecutiv, temperaturi mai mari de 10 exact. Grade. La cum arată prognozele, peste maxim 3 săptămâni de zile, noi credem că se va încheia sezonul de încălzire 2014-2015. Acest lucru este valabil la asociații de proprietari. În cazul, în cazul persoanelor juridice, lucrurile sunt mai simple. Când se solicită, sigur. Sigur. În același sens, am avut în toamna anului trecut clienții de genul spitalelor sau instituțiilor de învățământ sau chiar al hotelurilor care ne-au solicitat încălzire încă din luna septembrie. Pentru că erau temperaturi care, ținând cont de specificul de activitate, instituție sanitară sau de învățământ sau instituție hotelieră, a necesitat furnizarea încălzirii mai devreme. La fel, tot anul trecut au existat multe instituții de învățământ care au găzduit concursuri școlare, olimpiade școlare, chiar în cursul lunii mai și la începutul lunii mai anul trecut a fost destul de rece și au găzduit tot felul de elevi veniți să stea în căminele respective în 2 săptămâni consecutive și le-am furnizat încălzire fiindcă au solicitat acest lucru. Ieri anunțam acest subiect. Ieri a fost o aprobare de Parlamentului local, a Consiliului local a ajustării prețului la energie termică 5,5% mai mult. Toată lumea a spus din start că toți consilierii, de exemplu, aproape toți consilierii, au spus că este vorba despre o creștere care va fi suportată de bugetul Consiliului Local, adică nu de către populație, acolo unde este vorba de populație. Unde e vorba de agenți economici, persoane juridice, sigur, persoane juridice în sensul instituțiilor și nu asociații de proprietari, vor plăti prețul, noul preț. Așadar, așa este. Plătim în continuare 265 de lei gigacaloria. Populația, ceilalți cât vor plăti?
Populația plătește același preț și este al patrulea an consecutiv când ieșenii plătesc 265 de lei pe gigacalorie cu TVA. Ultima modificare a avut loc în decembrie 2011, de atunci prețul a rămas același. Noi am depus pentru prima dată, după 2 ani și jumătate de când a intrat în vigoare contractul de delegare, o solicitare de ajustare, deși din punct de vedere contractual aveam dreptul să o facem cel puțin o dată pe an. Bine, la începutul contractului se prevedea solicitarea de ajustare din partea operatorului o dată la 3 luni, dar era evident că ar fi fost un haos să vină operatorul o dată la 3 luni cu un dosar cu calcule prin care să arate cum a influențat, cum a fost influențat tariful la energia termică de combustibil și inflație. Practic, pentru că acest lucru aproape continuu. Exact. Ajustarea prețului, exact. Pentru că presupune foarte multă documentație, mers la NRSC, la Așa NRE. Este. De ce spun combustibil și inflație? Pentru că sunt singurele două variabile ce ne sunt recunoscute în formula de ajustare a tarifului pe care am negociat-o cu primăria în anul 2012. Combustibilul și inflația fiind singurele elemente din costul energiei termice pe care operatorul nu le poate controla prin eficiența propriei activități. Combustibilul are tariful stabilit la nivel internațional, iar inflația este cu totul în afara puterii noastre de influență. În luna noiembrie 2014 noi am depus acest dosar cu toate documentele necesare la cele două autorități de reglementare, ANRE și ANRSC, și am primit aviz pozitiv prin care se certifica faptul că acele calcule făcute de noi sunt corecte la jumătatea lunii decembrie. În acel moment am depus dosarul de solicitare de ajustare la Consiliul Local împreună cu prognoza de vânzări pe care am calculat-o pentru anul 2015, iar executivul local a prevăzut deja în calculul pe care l-a făcut la bugetul pe 2015 votat în luna februarie faptul că urma să existe o ajustare a tarifului la energia termică. Deci sumele de subvenție pe care Consiliul Local le va suporta pentru populație sunt deja prevăzute în bugetul pe acest an. Ce ar trebui menționat? 13 milioane de lei în plus, dacă am calculat cu atenție. Sau este 17 lei pentru fiecare gigacalorie? Exact. Vorbim de 17 lei în plus pentru fiecare gigacalorie furnizată populației, ce este acoperită de subvenție acordată de Consiliul Local. Ce trebuie menționat, în schimb, este faptul că dacă nu ar fi existat această formulă de ajustare, ce nu recunoaște decât combustibilul și inflația, și am fi în orice alt oraș din România, în afară de Iași și Ploiești, unde există astfel de formule, un simplu operator al Serviciului Public de Termoficare și am fi avut toate costurile recunoscute în tarif, ar fi însemnat să cerem pentru Iași o creștere de cel puțin 20% a tarifului. De ce? Pentru că între timp, în ultimii 2 ani și jumătate, gazul s-a scumpit cu 27%, acciza la gaz a crescut cu 11% și numai inflația a fost de 8,1%. Aplicând strict formula matematică din contract, ajustarea a fost nu de 20%, ci de doar 5,5% și, repet, pentru prima dată după 2 ani și jumătate de când a intrat în vigoare tariful. Dar procentul acestui combustibil în procesul de producție este ridicat, al gazului, mă refer, gazul metan. Sigur că da. În perioada aprilie-octombrie funcționăm cu CETUDOR, cu centrala din oraș, care funcționează pe gaz natural. Faptul că ajustarea este de doar 5,5% se datorează, pe de o parte, schemei de funcționare pe care am ales-o, care este mult modificată față de cea utilizată de CET înainte, fiindcă privilegiem funcționarea cu CET Holboca, acolo unde mergem cu cărbune, mult mai ieftin decât gazul natural, cărbune pe care l-am adus pentru iarna aceasta, încă din luna octombrie anului 2014, ca să nu mai avem acele cheltuieli de iarnă de a degivra cărbunele al concasa și așa mai departe. Mai mult decât atât, toate lucrările făcute nu numai la echipamentele de producție din 2012 încoace, dar și pe rețelele de termoficare, au făcut în așa fel încât pierderile pe rețele să scadă cu 4% și randamentul întregului sistem, de la centrale de producție, la punctele termice, până în apartament, să crească cu 5%. Lucrurile astea toate au făcut în așa fel încât funcționarea per global să fie mult mai eficientă și toate celelalte evoluții de costuri, pentru că nu vorbim doar de combustibil în momentul în care producem energie termică, sunt cu totul alte elemente pe care le achiziționăm la prețuri mult mai mari decât erau acum 2 ani și jumătate. Modul acesta eficient, faptul că de fiecare dată când avem o avarie reacționăm mult mai prompt și o rezolvăm mult mai rapid decât se întâmpla acum ani de zile,
zile. Faptul că avem echipe de permanență 24 de ore din 24 care intervin atunci când este nevoie, ne-au ajutat să ajungem la un nivel de eficiență care a făcut în așa fel încât gradul de continuitate în furnizarea apei calde și a căldurii anul trecut să fie de aproape 97%, cu peste 20% mai ridicat decât acum 5-6 ani de zile. Este la discuția, dezbaterea, să spunem, de ieri din Consiliul Local, consilierul Marius Dangă vorbea despre pericolul de a exista o subvenție încrucișată. Dacă intuiesc bine, se referea la subvenția care vine pentru energia electrică, pe de o parte, producerea energiei electrice, și pe de altă parte, subvenția pe care o oferă Consiliul Local pentru producerea energiei termice. Este adevărat că prin procedurul cogenerării pe care noi îl utilizăm la centrala de la Holboca, nu la cea din oraș unde nu putem funcționa momentan în cogenerare, cu o cantitate de combustibil producem și energie termică și energie electrică. Ce este foarte important de menționat este că pe lângă raportările pe care le facem periodic, lunar, trimestrial și anual către municipalitate conform obligațiilor pe care le avem. În fiecare lună transmitem rapoarte de activitate cu datele de funcționare concrete și la ANRE și la ANRSC. Pe de altă parte, funcționarea la Holboca se face în cogenerare de înaltă eficiență. Pentru o mare parte din electricitatea pe care o producem primim bonus de cogenerare de înaltă eficiență. Dacă n-am fi eficienți, n-am primi acest bonus. Tot ce înseamnă raportări trimise către ANRE, pe baza cărora ni se acordă acel bonus, sunt verificate și răzverificate de tot felul de entități, în așa fel încât să se asigure că... Să nu primiți banii în exact. Plus. Și lucrul ăsta se întâmplă cu toți operatorii de termoficare din România care funcționează în cogenerare. Nu există în niciun caz pericolul acestei subvenții încrucișate. Teoretic, la nivel teoretic, acesta există, dar la modul practic, ținând cont de auditurile cărora suntem supuși și de raportările pe care le facem, de verificările la care suntem supuși din partea entităților statului numite în acest sens, nu există niciun fel acest pericol. Deci, pe scurt, plătim la energie termică sau vom plăti populația la fel ca și până acum. Nu, exact. Al patrulea an consecutiv cu același tarif. Cu nimic factura și la energie termică. Cred că ar trebui totuși menționat faptul că prețul care a fost votat ieri cu 5,5% mai mare pentru clienții din afara categoriei populației este cu 23% mai mic decât prețul pe care CET Iași îl ceruse în aprilie 2011, la fel către ANRE și ANRSC, în așa fel încât să nu mai aibă pierderi financiare. CET-ul își făcuse un calcul, totalitatea costurilor sale raportate la numărul de gigacalorii vândute, îi dădea un preț care la momentul aprilie 2011 era cu 23% mai mare decât cel aprobat ieri de Consiliul Local. Repet, pentru clienții care nu sunt din categoria populației. Îmi amintesc că atunci când s-a semnat acest contract între Consiliul Local și Dalkia, atunci, acum Veolia, amintesc acest lucru pentru cei care încă nu știu, să spunem, că există această modificare de brand, de nume. De da. Nume, exact. Amintesc că atunci în contract era specificat un grafic întreg, a fost o discuție cu viceprimarul Mihai Chirica la acea vreme, în care se specifica la un moment dat o coborâre a prețului. Dacă... În care Dalkia, sigur, acum Veolia, se angaja la acest lucru. Sigur, există mai multe scheme de tarifare în contractul de delegare. Una din ele va fi aplicată în momentul în care investiția pe fonduri europene, pe care o are în derulare primăria municipiului Iași în momentul de față, va fi finalizată complet. Dacă astăzi am ști că peste un an de zile prețul la combustibil scade cu 20%, am ști deja astăzi, pe baza formulei din contract, să spunem cât va fi prețul gigacalorie anul viitor. Nu e cum e pe piață. Atunci când a scăzut prețul la petrol în lume cu 50-60%, prețul la carburant a scăzut doar cu vreo 15% în România. Nu. Prețul la produse a scăzut mai... n-a scăzut. La noi e foarte simplu. În momentul în care mergem la ANRE și ANRSC cu aplicarea strictă a formulei, mergem în spate cu facturile. ANRE, ANRSC calculează ce impact a avut combustibilul în plus sau în minus, alături se pune inflația și calculul matematic este foarte simplu. Bineînțeles că noi ne-am dorit ca pe plan mondial prețul la cărbune să scadă și toate tensiunile acestea care au avut loc în ultima vreme în ceea ce privește gazele naturale din import să nu mai existe. Orice operator vrea să ofere clienților săi un preț cât mai mic. Asta am încercat noi să facem de aproape 3 ani de zile încoace și credem că am reușit. Haideți să vorbim despre acest proiect
unic, despre care s-a spus că este unic în țară, proiectul din Copou, prin care se vizează crearea efectiv de la zero a unei rețele primare de furnizare a energiei termice, despre care ne-ați vorbit anul trecut și ne-ați spus că va fi finalizat la sfârșitul anului 2015. Care este stadiul acum? Pentru că dacă nu cumva e târziu, dacă... Nu este târziu. Într-adevăr, proiectul Copou presupune prelungirea magistralei 2 de termoficare, magistrale existente, din dreptul Universității de Medicină și Farmacie de pe Bulevardul Independenței până la Universitatea de Agronomie. În momentul de față, suntem foarte avansați cu partea de strângere a datelor primare care vor fi necesare viitorului proiectant. Am avut discuții de anul trecut, inclusiv în această iarnă, cu cei 88 de reprezentanți ai viitorilor clienți din Copou, în așa fel încât să colectăm toate datele referitoare la clădiri. Planurile, suprafețele, volumele, consumul de gaze în ultimii ani, în așa fel încât să ne asigurăm că instalațiile vor fi dimensionate corect și așa mai departe. În paralel, primăria a continuat demersurile pe lângă Ministerul Fondurilor Europene, care, de la sfârșitul lunii ianuarie 2015, a preluat în subordine tot ce înseamnă proiecte pe sisteme centralizate de termoficare din România. La sfârșitul acestei luni se va publica în dezbatere publică ghidul solicitantului pentru programul POIM, programul operațional de infrastructură majoră, mare, pe cadrul de finanțare 2014-2020, pentru că fiind deja în anul 2015, se va depune acest proiect pe cadrul de finanțare 2014-2020. În momentul în care acest ghid, după ce trece perioada de dezbatere publică, va fi aprobat, primăria este pregătită să depună dosarul care este complet în momentul de față. Adică nu este o finanțare care să intre în celălalt, în trecutul exercițiu financiar. Nu, pentru că se termină în 2015, nu, 31 decembrie. 31 decembrie. Este evident că nu putem, nu se pot instala fizic, vorbind, 16 km de rețele și 88 de module termice până la 31 decembrie anul acesta și în urma discuțiilor pe care le-am avut atât la București cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, cât și la Bruxelles cu cei de la DG Regio sau DG Energy, s-a ajuns la concluzia că cel mai eficient, în așa fel încât să se termine proiectul cât mai repede, este să se până la finanțare, în momentul în care ghidul solicitantului este aprobat. Noi estimăm că acest lucru se va întâmpla cel târziu în luna mai 2015. Măcar până atunci discută cu instituțiile vizate, sigur, aflate în cu siguranță și teren. Săptămâna aceasta echipa primăriei se află la București pentru a detalia alte aspecte ce țin de partea administrativă de aceste etape, care sunt un pic mai greoaie, presupun o parte de documentație care trebuie făcută, dar sunt absolut necesare și cu cât se merge mai repede cu această etapă, până la urmă obligatorie, cu atât vom fi pregătiți, municipalitatea va fi pregătită să depună dosarul chiar în momentul în care se va fi aprobat ghidul solicitantului. În acesta. Partea de proiectare cu siguranță în acest an, dacă vremea în octombrie-noiembrie anul acesta va permite executanților, este posibil să înceapă și practic lucrările anul acesta, cu siguranță în anul 2016, începând cu luna martie. Cred că am ajuns la finalul discuției noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru toate aceste detalii și pentru informații importante și pentru locatari și, desigur, și pentru toți cei care urmăresc cum funcționează Veolia de acum în municipiul Iași. Ana Maria Icătoiu, în această primă jumătate a emisiunii, urmează o discuție la Vocile Iașiului despre Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași. Vorbim cu directorul adjunct Valeriu Stancu. Rămâneți cu noi, revenim după câteva momente. Revenim la Vocile Iașiului, discutăm, așa cum am anunțat, împreună cu Valeriu Stancu, director adjunct al Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule director, vorbim despre activitatea bibliotecii, am vorbit despre primărie și furnizarea energiei termice, am rămas cu gândul puțin acolo. Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi, știm că se lucrează aproximativ 200 de zile din an. Am observat că sunt aproximativ 420 de programe, proiecte și evenimente organizate de Biblioteca Județeană în cursul anului trecut, o creștere cu
aproape 100% față de anul 2013. Ne uităm la cifre și vreau să vă întreb un lucru. Cum se face sau care există vreo rețetă, mai ales că telespectatorii care nu știu trebuie să știe acest lucru. Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași are o problemă majoră cu, sau avea cel puțin, cu sediul. Și nu, are oare, că, oare, oare și o va mai avea încă multă vreme? Are pentru că nu are de fapt un sediu. Aceasta este problema. Deci are problemă și nu are sediu. Problema până de curând, să-i spunem așa, a fost că nici măcar nu avea sediu unde să, de unde să, unde să primească cititorii. Acum, deocamdată suntem într-o formulă tranzitorie destul de acceptabilă. În centrul municipiului Iași. Da, ca amplasament, dar ca spațiu de utilizare și este impropriu. Adică mi se pare chiar aberant ca un oraș vocația Iașului, ca să nu începem să... și care este într-o competiție, într-o competiție acerbă pentru un anumit statut. Capitala Europeană a Capitala Europeană a Culturii, să nu ai sediu pentru probabil una dintre cele mai importante instituții culturale. Județene... Ca să vă răspund și la prima întrebare. Da, la cea cu numărul. Nu neapărat există o rețetă. Rețeta este un colectiv extraordinar dedicat acestei meniri, pentru că pentru ei nu este un mod de a-și câștiga pâinea. Nu este o... Adică salariile, de, salariile bibliotecarilor sunt mici. Da, este un salariu pe măsura posibilităților pe care le are astăzi țara de a-și... Și Consiliul Județean. De, da, în sfârșit. Consiliul Județean și aici ar fi ceva de discutat, pentru că mie mi se pare mai normal ca o bibliotecă și o bibliotecă de talia celei de la Iași să fie dependentă sau în subordinea Consiliului Județean. Ori ar trebui să fie o instituție de sine stătătoare, o instituție culturală de sine stătătoare, ori să aparțină de Ministerul Culturii. Dar acestea sunt aspecte care nu țin de posibilitățile noastre de a le schimba. Vă spuneam, deci, pentru bibliotecari, pentru colegii mei, ai noștri, în sfârșit, pentru că sunt cumva colegi tuturor oamenilor care iubesc cultura, ceea ce fac este rodul pasiunii, deci nu al obligației de a-și câștiga într-un fel existența. Și din această cauză, apropo de rețetă, am reușit să inventăm și alte modalități care fac din bibliotecarul de astăzi un sprijin cultural pentru cel care vine, calcă pragul bibliotecii, în sensul că el nu se rezumă doar la a da unui utilizator cartea pe care o cere, îl și îndrumă. Organizează și evenimente, și atrage. Aici vreau să vă spun că în afară de utilizatorii care vin doar pentru carte, săptămânal noi avem câteva sute de oameni care vin la manifestările organizate de bibliotecă. Fie că sunt expoziții, concerte, concursuri... Cele sau... 420 în cursul anului sau... trecut, cu cam două și ceva zilnic. Da. Astfel de evenimente. Da. Tocmai asta este rețeta. Să oferi omului posibilitatea de a ieși din cotidianul acesta, din cercul strâmt pe care îl evoca Eminescu, și a găsit o modalitate de a-și privi și în suflet. Orice modalitate mai nobilă decât aceea de a citi sau aceea de a te întâlni cu un scriitor sau aceea de a asculta un concert sau a privi o expoziție de artă plastică. Domnule director, este dificil pentru un astfel de colectiv despre care ați vorbit să treacă în anul 2014, să fi trecut în anul 2014, cu acest, să-i spunem, handicap chiar al faptului că nu a avut cum să-și servească publicul în anii anteriori. Evident, pentru noi a fost și un regret, pentru că am pierdut foarte mulți cititori. Și să știți că e foarte greu să-i recuperezi pe cei care s-au îndepărtat de tine, pe de o parte, iar pe de altă parte
vorbim referindu-ne stricto sensul la activitatea, nu reușeam să ne încadrăm în parametrii cu care plecasem de la Palatul Culturii, din cauza modului impropriu în care ne desfășuram activitatea. Evident că a fost, poate modul de asta impropriu, s-au și mobilizat atât de tare colegii mei. E un fel eufemistic de a spune modul impropriu, pentru că a fost mai mult decât atât, tragic aproape. Sau eu... O situație imposibilă. Nu vreau să... Știți, dacă începi să arăți cu degetul după asta... Nu este vorba oricum neapărat. Este dureros. Pentru mine, vă spuneam în pauză că eu nu voi mai fi multă vreme la Biblioteca Asachi, dar este dureros pentru mine ca ieșan. Și sunt unul din ieșenii care și-au legat viața sau de care viața culturală a Iașului s-a legat, pentru că eu de fapt de 20 de ani sunt redactor șef al revistei Cronica. Și știu ce se întâmplă în viața culturală a Iașului. Și simt că ar fi, că potențial există, că ar fi multe de făcut, dar și aici începem să arătăm cu degetul. Și dacă începem să arătăm cu degetul, lipsa de fonduri, lipsa de spații, lipsa de interes autorităților și așa mai departe. Dacă vorbim despre lipsa de spațiu sau de sediu, cel puțin, este aproape ilustrativ. Dar eu vreau să vă întreb un lucru. Știu că Biblioteca Județeană funcționează după acest principiu că nu trebuie să existe neapărat un sediu central, mamut, unde există tot ce oferă, ci există sedii... Aveți dreptate. Cartier. Sunt filiale. Biblioteca Județeană din Timișoara are 14 astfel de filiale. Iașiul are 4. 41 la București. Nu ne comparăm. Adică eu m-am referit la Timișoara pentru că este un oraș înscris în competiția de care aminteam. Clujul... Dar dacă cu Bucureștiul, dacă facem împărțirea la numărul de locuitori, tot au mai multe decât are ea. Evident. Iar Clujul și-a făcut în urmă cu câțiva ani un sediu ultramodern. Sediu dedicat, cu dedicație, deci special făcut pentru bibliotecă. Deci care are spații, săli de conferință, care are o viziune de secol 21. Noi suntem plasați central, dar sediile acelea au fost concepute pentru alte... Stați cu bagajele la ușa aproape, cum ar veni. Nu la propriu, sigur. Nu, nu, am înțeles. Trimiterea figurată a afirmației dumneavoastră. Numai că degeaba suntem cu ele la ușă, că nu avem unde să le ducem. După părerea mea, Iașul suferă și pentru că nu are muzeul Iașului și pentru că nu are sediul de bibliotecă. Aș vrea să fac această precizare pentru... Și cine, pentru că Filarmonica nu are sediu. Pentru cine nu e familiar cu acest lucru. Există Biblioteca Centrală Universitară, dar acolo merg studenții și profesorii. Da. Biblioteca Județeană este pentru... Da, este o bibliotecă publică. Nu contează deci profesia... Biblioteca Județeană este o bibliotecă publică, la care au acces de la copiii care vin după cărți, să spunem, de benzi desenate și până la pensionarii care vor să-și amintească albume de artă sau ascultă muzică. Evident că avem și secția de colecții, artă și colecții speciale. Pe când la BCU este o bibliotecă și noi ne considerăm de elită. Dar Biblioteca Centrală Universitară este pentru o elită oarecum, pentru că acolo se duc studenții și cadre didactice și cercetătorii, mai ales. Iar Biblioteca Județeană, pentru că este, spunem, publică și spunem județeană, are sedii doar în municipiul Iași. Credeți că este impropriu acest lucru? Într-o vreme, folosesc din nou acest cuvânt. Într-o vreme, bibliotecile comunale erau direct subordonate bibliotecii județene. Nu știam vreme. Tot ce se întâmplă acolo. Acum, din nefericire, existența, din punct de vedere financiar, existența bibliotecilor comunale a rămas la latitudinea primarului. Comunitatea locală. Care, consiliul local, da, primăria din local, evident, din comună. Care au nevoie de bani să repare poduri, să astupe gropi, să dea cu var copaci. Se orientează spre alte priorități. Asta este. Dacă sunt comune,
pentru că aș vorbi cu păcat dacă aș, iarăși dacă aș arăta cu degetul. Sunt comune unde primarul a înțeles necesitatea dialogului prin exemplu, carte. Popricani, Cotnari, am înțeles că au biblioteci. Au biblioteci foarte bune, foarte bine puse la punct. Noi avem un serviciu metodic, deci avem colegi care țin și acum legătura cu bibliotecile, chiar dacă, în sfârșit, iarăși este o anomalie. Legea cărții mai trebuie amendată pe aici, pe acolo, și legea cărții a bibliotecilor. Știți, dar pornim la drum. Ajungem la concluzia că mai toate legile trebuie amendate. Și cel puțin cele care s-au dat zi. Din 1946 încoace. Adică de la Petru Groza și până azi s-au dat numai legi strâmbe pentru societate în ansamblul ei. Uitați, dar nu intrăm în politică. Sunt suficiente cifre, biblioteca județeană Gheorghe Asache a lansat un raport public legat de activitatea sa în ultimii 2 ani, cel puțin. Am spus câteva cifre, dar trebuie spus și acest lucru. În ultimii 2 ani, managerul, deci directorul general, sau în sfârșit, directorul plin, cum se mai spune, al bibliotecii, este un scriitor, în primul rând, un membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Dan Doboș, sau Dan Nicolae Doboș, Dan Doboș mai pe scurt, este un om care are și idei și capacitatea de a le înfăptui, este și tânăr, are și are tot ce-i trebuie. Știți ce vreau dacă să ar avea și bani și fonduri. Dacă are biblioteca fonduri sau, mă rog, dacă primește de la Consiliul Județean sau, sigur, primește acum, am văzut, a primit și sediul, lucru care l-a scos în evidență și Dan Doboș. Eu vreau să vă întreb altceva, o chestiune de principiu legată de biblioteca județeană, apropo, pentru că bugetul este garantat, să spunem așa, oferit, nu știu cum să spun, asigurat, cel mai bine, de către Consiliul Județean, bugetul Consiliului Județean, 4.656.000 de lei, de exemplu, în 2014, nu are importanță foarte mare, dar eu vreau să vă întreb, sunt acești bani de la Consiliul Județean, de la buget, adică din contribuția, teoretic vorbind, a tuturor cetățenilor din județ, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, șansa sau probabilitatea ca niște copii dintr-o comună de la marginea județului să ajungă să beneficieze de acest serviciu? Doar dacă se deplasează la municipiul Iași. Din nefericire. Dar credeți că este un lucru care trebuie corectat cel puțin dacă deja ați început cu din nefericire? Vă rog. Din nefericire, nu dispunem de un bibliobus, pentru că la asta vă referiți dumneavoastră, care să... E un... Dar sigur, asta ar însemna niște investiții, ar însemna niște bani pentru o cantitate enormă de benzină sau de motorină, dar să știți că Biblioteca Gheorghe Asache a avut bibliobus. Biblioteca Centrului Cultural Francez are 2 bibliobusuri și, în general, când ajung într-o comună, copiii vin. Să vină la Iași e mai dificil. Ei au biblioteci în comune. Dar asta vă spuneam, că sunt unele din ele care nu-și mai pot reînnoi fondul de carte, nu și-l pot îmbogăți. Și în ciuda cifrelor, care sunt impresionante, într-adevăr, dacă veți avea vreodată ocazia să aflați ce fonduri de achiziție au alte biblioteci județene, veți constata că noi suntem destul de urgisiți. Deci, da, abonant Andreu, salut! Deci, cine are urechi de auzit? Vreau să vă mai întreb, pentru că, bun, la Biblioteca Județeană, în primul rând, când se vorbește despre acest lucru, cel puțin așa, oficial, ca problemă majoră, este problema sediului. Toată lumea spune da, evident, că lipsește. În rest, vă spun, avem un colectiv extraordinar. Oamenii chiar muncesc cu pasiune. Și în cele 4 filiale și la sediul central, activitățile acelea nu se organizează singure, nu se realizează așa. Evenimentele pentru atragerea de astea sunt, da. Deci oamenii lucrează, oamenii. Dacă aceasta este condiția, dar vă spuneam că nu numai noi suferim. Iașul nu are nici muzeu, nu are nici sediu pentru filarmonică, Iașul nu are o sală reprezentativă, o sală polivalentă. Dar peste un an noi va trebui probabil,
și să dea Dumnezeu să ne pregătim pentru Capitala Europeană a Culturii. Ne pregătim deja, deci lucrurile sunt în desfășurare, așa cum am văzut ieri. Spuneam de la anul, poate chiar, oficial. Chiar ieri, de la anul oficial. Și că vom câștiga, să spunem. Eu am avut privilegiul ca în 2013 să fiu invitatul unei astfel de capitale europene a culturii. Am susținut câteva recitaluri poetice în Marsilia, era capitală europeană a culturii. Vreau să vă spun că bine, noi nici n-am avea asemenea fonduri. Dar orașul acela și-a schimbat existența în totalitate. Cu ocazia devenirii... Deci Iașul ar avea extraordinar de mult de câștigat. Poate vom avea și fonduri până în 2021. Dar e nevoie de fonduri, e nevoie de o colaborare între autorități și oameni de cultură și creatori. În sfârșit... Am ajuns la final, Valeriu Stancu, director. Așa de repede? Așa de repede. Vă mulțumesc foarte mult, Valeriu Stancu. Nu aveți pentru ce nici... Director. Nu am apucat să deschidem discuția despre bibliotecă. Cred că lucrurile cele mai importante le-am amintit. Cel mai important este ca oamenii să știe că există și să vină la bibliotecă. Pentru că acolo noi găsim ce să le oferim. V-am spus, de la cărți până la spectacole, de la recitaluri până la concerte, expoziții și așa mai departe. Mulțumim foarte mult! Cu multă plăcere! Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihaiuc. Ne revedem mâine de la ora 19. Seară liniștită!